Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că guvernul va aproba în scurt timp programul numit Family Start, prin intermediul căruia tinerii vor putea lua credite garantate de către stat pentru organizarea anunții a unei botez sau pentru achiziția unei mașini de familie, potrivit unui comunicat transmis duminică. Proiectul a fost inițiat de Ministerul Familiei. Este vorba despre credite care sunt garantate de către stat în cuantum de 10.000 de euro pentru studenți pentru a-și plăti anumite nevoi personale și 15.000 de euro pentru tinere familii sau pentru tineri în general, nu neapărat constituiți într-o familie, care pot fi cupluri la început de drum. De asemenea, pentru achitarea chiriei sau dacă au copii pentru plata creșei, grădiniței, after school, dar și evenimente personale. Diferența dintre aceste credite și un credit obișnuit de consum, care poate fi contractat acum de la o bancă privată, este în primul rând garanția statului. Nu se cere dovada unor venituri, nu se pune gaj pe o anumită proprietate, deși sunt favorabile tinerilor și sunt asemenea celor pe care noi le cunoaștem, dar din păcate doar din literatura de specialitate sau din în filme, a precizat ministrul Gabriela Firea.